ca într-un vis. Unul frumos? Cel mai frumos. Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Profesioniști în devenire. În ediția de astăzi vom vorbi despre Hyperfest, festivalul internațional de film studențesc aflat la ediția a 17-a, care se desfășoară în perioada 2-11 noiembrie la Universitatea Hyperion și la Cinema Europa. Invitații mei de astăzi sunt Alexandra Apostol, purtător de cuvânt al Universității Hyperion, Ștefan Pătrașcu, organizator Hyperfest și Ioachim Ciobanu, membru al jurului Hyperfest. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara. Mulțumim seara pentru invitație! Alexandra, încep cu tine. În afara scurtmetrajelor înscrise în competiție, ce film de lungmetraj rulează astăzi la Cinema Europa? Astăzi este 10 noiembrie, deci este penultima zi a festivalului. Într-adevăr, astăzi este ultima zi în care vor mai fi proiectate scurtmetraje aflate în competiție și pentru această seară, la ora 20:15, le pregătim telespectatorilor tăi și spectatorilor noștri proiecția filmului Lemonade, urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu Ioana Uricaru. Mergem mai departe cu workshopul Acting. Haideți să vorbim puțin despre acest workshop și cum s-a desfășurat. Într-adevăr, debutul festivalului anul acesta l-am făcut cu acest workshop. Acest workshop s-a desfășurat în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în Universitatea Hyperion, dar a fost deschisă o sesiune de înscrieri și s-au înscris nu doar studenți din cadrul Facultății de Arte Geosaizescu, ci și tineri pasionați de actorie. Hai să mergem mai departe cu masterclass-ul Corneliu Porumboiu. Ștefan, cum a fost primit? Studenții au fost încântați să-l vadă, să discute, să dezbată? Sigur, a fost primit cu mare entuziasm. Adică un artist de talia lui Corneliu Porumboiu, ca și de talia celorlalți artiști care au fost foarte amabili și au venit să susțină masterclass-uri și anul ăsta și în alții trecuți. Deci, cum spuneam, un artist de astfel de talie nu poate să nu stârnească interesul entuziaștilor sau oamenilor care fie studiază, fie urmăresc îndeaproape domeniul. A fost o discuție foarte interesantă. Corneliu Porumboiu este un tip foarte plăcut și generos. Și, da, îl mai așteptăm și cu alte prezențe. Atunci, haideți să mergem mai departe. Ne-am bucurat totodată în cadrul ediției de anul acesta și de proiecția filmului său, Fotbal Infinit, care, bineînțeles, nu a fost singurul film de anul acesta care nu a fost urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri, pentru că l-au copleșit cu întrebări studenții în timpul masterclass-ului și a spus, ok, am venit, am răspuns, nu mai era oricum în țară. Deci a fost singurul lung metraj pe care l-am proiectat unde nu a fost prezent regizorul. De asemenea, știu că a fost prezent și Dan Chișu, care a avut o discuție liberă cu studenții. Cum s-a desfășurat aceasta? O altă întâlnire și un alt eveniment foarte interesant. Experiența lui Dan Chișu, abordarea și locul lui unice în piața de cinematografie au atras și au creat o atmosferă foarte entuziastă. Discuțiile s-ar fi lungit foarte mult, întrebări. De exemplu, nici nu s-a numit masterclass sau workshop, pentru că asta setează deja niște limite, un cadru, niște așteptări. Corect, corect. A ținut morțiș să fie numită discuție liberă. Și așa s-au și desfășurat lucrurile. A împărtășit foarte multe din experiența lui de regizor, de producător, de scenarist, de un om foarte activ,
în producția de film independent, care, ca o paranteză fiind spus, are un loc foarte important și în România și în alte țări. Și toți participanții s-au simțit îmbogățiți, au primit ceva de la, din schimbul ăsta de experiență. E un plus genul ăsta contact, de discuție între profesioniști în domeniu și între cei care sunt la începuturile carierei, sunt pe băncile școlii sau sunt pur și simplu entuziaști și amatori de partea asta de cinematografie, că e regie, că e actorie, că e imagine. Sigur că da. Sunt deja alte discuții. Dar, da, noi ca organizatori, ca facultate de arte, suntem foarte bucuroși și credem mult. Asta este și una din viziunile pe care, sau misiunea și viziunea acestui festival, tocmai crearea acestei platforme de dialog care să faciliteze discuții libere și transfer de experiență între consacrați, da, sau oameni cu experiență și tineri, începători, entuziaști. Și a funcționat foarte bine treaba asta și la Corneliu Porumboiu, și la Dan Chișu, și la celelalte și tot așa. De asemenea, știu că a fost un masterclass de imagine susținut de Liviu Marghidan. Hai să vorbim puțin despre acesta. Da, asta chiar a fost foarte interesant, cel puțin. Noi credeam că va avea o anumită durată, a depășit-o cu mult și chiar pe hol, părăsind sala în care s-a desfășurat masterclass-ul, studenții îl urmau și continuau să îi formuleze diverse întrebări. Mi-a plăcut foarte mult sfatul pe care l-a dat studenților și, în general, persoanelor aflate în sală, pentru că nu sunt doar studenți, așa cum a spus și Ștefan, sunt oameni pasionați de domeniu. Le-a spus că trebuie să pornească de jos și trebuie să se întâlnească cu ei la filmări și vrea să le simtă respirația în ceafă, pentru că doar așa vor putea învăța și vor putea progresa. Sigur că da. Da, a fost foarte plăcut felul în care a reușit să se... A fost primit foarte bine de către studenți. Da, da, da. Știu că astăzi va fi masterclass-ul susținut de actorul Alexandru Papadopol. Mm-hmm. Cred că se desfășoară chiar acum. Se desfășoară chiar acum. Și în afară de asta, știu că va fi de asemenea un tur la Castel Film. Ce puteți să ne spuneți despre asta? Teatrul la Castel Film este programat pentru mâine. Da. Prin amabilitatea acestora, 20 de persoane pot participa la acest tur alături de colegul nostru și organizatorul Hiperfest, Avram Miclozan. El va face formalitățile acestui tur și cred că este totul pregătit pentru ca studenții să poată avea o experiență și un prim contact cu ce se întâmplă în studiourile de filmare, în platouri. Să aibă vibe-ul a ceea ce se întâmplă acolo. Sigur că da. Vreau să trec puțin la Joachim și, fiind astăzi reprezentatul jurului la noi, să-l întreb cât de greu a fost să selectezi câștigătorii? Cu siguranță n-a fost ușor, având în vedere că a fost un număr destul de mare de filme care au fost selecționate pentru acest festival la categoria de animație. Și standardul, în primul rând, a fost destul de înalt și, în al doilea rând, a existat o varietate foarte mare de stiluri, de abordări, de tipologie ale poveștilor spuse. Poate unele din filme au avut mai mult un caracter liric, altele au avut o povestire mai ușor de urmărit. Dar fiecare din ele a avut ceva foarte aparte, ceva caracteristic, ceva care le scotea în evidență și de aceea, evident că
orice jurizare și orice alegere presupune și criterii subiective, că în fond de aceea vorbim despre artă. Și într-adevăr mi-a fost destul de greu să decid, dar pot să vă spun că câștigătorul, nu pot să vă spun, doar că seară în cadrul ceremoniei. Câștigătorul a fost, va fi anunțat mâine seară. Vreau să trec puțin la Ștefan și să-l întreb care este elementul de noutate al acestei ediții. Îți mulțumesc pentru întrebare. Mi-ai ridicat-o la fireu, mersi mult. Dacă ți-amintești, anul trecut pe vremea asta promiteam surprize pentru edițiile viitoare. Cu bucurie pot să spun că anul ăsta am lansat pentru prima dată de când echipa din care fac parte se implică în organizarea festivalului. Anul acesta avem un concurs de scenarii care constă, al cărui premiu constă în punerea la dispoziția câștigătorului a resurselor pentru producția acestui film de scurtmetraj. Wow! Da? Ceva fantastic pentru ei. Da. O mare oportunitate, da. Da, sigur că da. O șansă unică. Cu siguranță da, o șansă unică. Paradox Film, Straniu Film și Dina Dinz pun la dispoziție resursele umane, profesioniștii în domeniu, echipamente. Scriitorul poate să fie și regizor, ne putem consulta în alegerea echipei artistice, îi stăm întru totul la dispoziție și, da, producția va începe în funcție, firește, de ce scenariu va câștiga. E nevoie de o preproducție mai lungă, mai scurtă, depinde, dar va urma, sigur. Revin la Joachim și vreau să-l întreb de ce sunt importante pentru studenți festivalurile de film? Și, bineînțeles, de ce sunt importante festivalurile de film în general? Festivalurile, da, au... Festivalurile au o valoare, în primul și în primul rând, pentru tinerii cineaști. Pentru că sunt o șansă și una din modalitățile cele mai bune ca ei să fie văzuți și să fie văzuți într-un context potrivit, deoarece filmul este în primul rând menit a fi văzut în sala de cinema. Sigur. Iar festivalurile le oferă această posibilitate. Acesta e unul din aspecte. În al doilea rând, aș putea să vă zic că festivalurile și festivalul Hiperfestival, în mod deosebit, ajută publicul larg să fie expus la spiritul vremurilor. Pentru că arta evoluează, se schimbă în permanență și acest puls poate fi simțit în mod direct într-un festival de film. Sigur că da. Hai să vorbim puțin despre ce se va întâmpla mâine. Mâine este și ceremonia de închidere. Alexandra, dă-ne puține detalii despre ziua de mâine. Ziua de mâine va începe la ora 12, când cei 20 de studenți și pasionați în domeniu vor merge la tur la studiourile Castel Film. Cu începere de la ora 15:30 va fi proiectat filmul Bacalaureat în regia lui Cristian Mungiu. De la 18:30 vom avea ceremonia de închidere, gala premiilor acestei ediții, urmate, bineînțeles, cu începere de la ora 20, de proiecția lungmetrajului Singură la nunta mea, în regia Martei Bergman. De asemenea, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Ceea ce doresc să menționez încă o dată este că și anul acesta intrarea la toate filmele este gratuită. Spectatorii pot viziona orice film aflat în competiție sau lungmetraj
absolut gratuit și toate acestea sunt posibile datorită susținerii pe care o avem anul acesta din partea CNC, a Lucin și al Dacin Saraului. Cu siguranță anul ăsta a fost un festival foarte, foarte interesant. Mai e și mâine. Hai să nu spune că s-a terminat, încă nu s-a terminat. Da. Și cred că la anul vor fi și mai multe surprize. Cu siguranță. Să sperăm. Acum să vedem, știi cum e. Nu știm cu ce putem să vă surprindem, da. Dar cu siguranță colegii se vor gândi până la anul și vor găsi lucruri inedite pe care să reprezintă în festival. Din păcate, timpul nostru s-a scurs. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost prezenți alături de mine astăzi în emisiune, că am vorbit despre Hyperfest, că am aflat noutăți și, bineînțeles, ne vedem mâine la ceremonia de închidere. Mulțumim! Categoric și pe spectatori, îi așteptăm și astăzi, cu începerea de la 20 și 15 minute, să vizioneze filmul Lemonade. Intrarea gratuită, da. Cinema Europa, Calea Mușilor, 127. Sigur că da! Cu voi, dragii mei, mă revăd și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până la o dată viitoare, vă urez un weekend minunat! E ca într-un vis. Unul frumos? Cel mai frumos.